Bună dimineața! Am scăpat cu bine de noaptea aceasta. Am fost puțin stresați că poate vine poliția, caută cu lanterna prin mașini. Bă, era o femeie aseară cu căutacul. Da, ideea e așa. Aseară am mâncat, tot aici în locul ăsta. Apropo, cei de la Admeros cred că ar fi în delir cu grătarele astea, cu setup-ul ăsta. Am mâncat, a început să se întunece și am fost cât de discreți am putut, făcându-ne patul în mașină și, mă rog, am fost la toaletă acolo la telecabină și ne-am băgat la somn. Faza e că la un moment dat a trecut o femeie cu lanterna pe lângă mașina noastră și pe lângă mașinile mici a trecut glonț, adică nici măcar nu s-a uitat, nici mi-am trecut prin cap probabil că ar putea să doarmă cineva într-o mașină mică. În schimb, la Dube se tot uita cu lanterna în interior să vadă dacă doarme cineva, că sunt semne aici, nu ai voie cu camping car, cu cort, mă rog, în principiu n-ai voie să dormi în parcarea asta, dar dacă dormi ca noi, nu-și dă nimeni seama, decât dacă faci gălăgie, ești cu lumini, o să te vadă cineva și o să-ți dea seama. Așa că aviz celor care își fac Dubă și au impresia că o să, să călătorească toată Europa. Nu mai e așa. Da. Nu mai e așa, probabil că se întâmpla asta cu 10-15 ani, nu știu. Bun, acum de dimineață ne-am trezit, nu prea era lume în parcare, am ieșit la fel de discreți, ne-am îmbrăcat deja din mașină și am ieșit, ne-am dus la baie la telecabină și am venit din nou aici să mâncăm. La micul dejun am făcut mixul acela de cereale cu lapte praf și semințe pisate de vi l-am arătat și în făgăraș. Am încălzit apa, da. Și cu ocazia asta s-a terminat și prima butelie, da. Mai avem una. Și o să mâncăm mixul ăsta cu banane, avem și niște ciocolată amăruie, noi asta mâncăm dimineața, nu bem cafea. Și o să pregătim bagajul și să urcăm spre Muren cu telecabina. Intenționăm să luăm și parapanta cu noi, să lăsăm la telecabină. Noi facem via ferata și ne întoarcem la telecabină, să luăm parapanta și să coborâm cu ea. Să vedem dacă avem noroc să facem toate chestiile astea, dacă ține vremea cu noi, dacă... Nu știu, dacă. Vedem. Da. Hai. Two tickets to Muren, please. Just a one way, huh? One way. Yeah. Și întreabă... It's 22.40, please. Și întreabă unde să fie Muren, nu să fie via, începe via Fereastra. Stânga sau știi tu? Așa vom fi și noi peste 3 ore. 3 ore jumate chiar. Uite aici un restaurant cu blănuri, cu tot ce vrei. Să nu-ți fie frig la spate. Chiar dacă nu vrei să faci via ferata sau alte chestii, chiar se merită să urci în Muren. Costă doar 11 franci, dar este foarte, foarte, foarte frumos. De acum încolo o să fie și vârfurile de jur împrejur luminate de soare și cred că o să fie magic. Dacă vreți totuși să faceți via ferata și veniți aici fără echipament, puteți să închiriați de la Intersport. Costă 25 de franci și echipamentul integral. Noi suntem aici. O să trebuiască să coborâm, deci spre deosebire de alte trasee de via ferata, acum nu urcăm, ci coborâm puțin. Apoi mergem de-a lungul
muntelui. Aici este o tiroliană, dar se face doar cu ghid și cu echipament special, noi trebuie să ocolim. Apoi continuăm pe stâncă și o să avem un pod vietnamez, aici îi zice Nepal. Pe care l-am văzut din telecabină, cred. Da, l-am văzut din telecabină și o să terminăm traseul în Gimelwald, prima stație unde am făcut stop cu telecabina. Să trebuiască să mergem. Dacă vrem să luăm telecabina, costă 6 franci. Ne întoarcem pe jos. Luăm parapanta și din câte am înțeles, pe aici pe undeva ar trebui să fie panta de zbor. Hai, hai! Pe aici începe traseul. Opa! Mamă, eu încă am febră de ieri, de fapt de alteri. Mai pot. Am stat degeaba o zi, mai bine făceam ieri. Nu ne-a trebuit. Aici începe via ferată. Deja este cablul montat. Uite, bă, că avem și apă. Hai să închidem ușița. Ce priveliște. Ne-am echipat și am pornit pe via ferată. Prima porțiune este foarte ușoară. Dacă n-ai făcut niciodată via ferată, chiar poți să te antrenezi aici, să-ți dai seama cum funcționează longele. Așa mai departe. Ditai Hău sunt noi, o să vedeți când ajungem pe perete. Asta cred că e prima via ferată pe care o coborâm. De obicei se urcă, se coboară prin pădure după aia. Interesant e că aici avem tot felul de plăcuțe și am văzut mai devreme Raiffeisen Bank. Am mai văzut după aia Raiffeisen și sus pe munte au făcut o bancă de stat jos și s-au legat ei că ei sunt o bancă de încredere, că nu știu ce. Eu cred că vor să spele păcatele, știi? Și atunci mai sponsorizează o via ferată, mai fac o bancă pe munte. Victor s-a încălzit deja. Dau pantalonul jos că e cald. De dimineață era foarte, foarte frig. Bineînțeles că pe valea asta e umbră mare parte din zi. Când am trezit la 7, era un întuneric pe vale. Dar nu mai cred că nu indică prin ceasul. Că fii 3 dimineața. Oh. Să fim și noi. Aici este o coardă. Coboară băieții cu wingsuit care fac base jump și au o platformă de unde se aruncă. Deci noi avem interzis să zburăm cu parapanta pe lângă stânci între... Între 9 și 2 n-au voie ei să zboare. A, după 2 da. Zboară, se aruncă ei și noi nu mai avem voie să suvolăm creasta asta, panta asta de aici după dreapta, să da, fim aproape să de ea. Că, că putem să ne trezim că ne cade unul în voalură. Trebuie să ferim și beige jumperi și elicopterele, cam dubioasă zona asta de zbor, dar e foarte frumoasă. Vrei să te arunci? Da. Să vedem așa de jos. Da. Wow. Primele 40 de minute au fost boring,
Dar acum chiar devine tensionantă treaba. Uitați-vă ce e sub mine. Un pas greșit și verifici dacă ține sau nu hamul. Hamul care a părăit ultima oară, fiind cel mai ușor ultra light Edelrit Loop Light, ceva genul ăsta, 80 de grame. Deci vă dați seama cu ce încredere merg eu pe aici. Să-i dau cuvântul și Cristinei. Eu tremur de numai pe, nu știu dacă se observă, dar îți dă niște senzații via ferata asta. Dacă ai rău de înălțime, nu ai ce să cauți pe aici, clar. E, ba da, dar poți să te uiți în sus. Ai rău de înălțime, dar te uiți în sus. Iuhu! Cât ai rău! Wow! Mi-e frică să țin și camera asta. Am voie să țin? Da, nu știu aici. Ce doi pași de moarte în Făgăraș, ia zi. Debbie, ai sunat un elicopter? Bine să ne ia. Băi, nu știu, cred că și-a dat seama cineva că mi-e frică. Trage colea, trage colea, că e cam periculoasă treaba. Când mă uit la hâul ăsta, nu vine să cred pe unde sunt. Tu-ți dai seama că seara ne uitam la peretele ăsta și ne gândeam, wow, ce perete. Și acum suntem pe el. A, se termină peretele. La revedere! Cobor din pod. M-am dus eu niște fâni. Frumos, doamne, frumos! Place la fată? Place. Nu e epuizant așa tare să simți la jumătate traseul, că abia aștept să termin că nu mai pot. Mi-a dat și senzații frumoase. Avem și un mic pod vietnamez. Wow, ce cascadă! De fapt, asta este cascada Muren. Cea mai înaltă cascadă de aici din Elveția. Mamă, ce se bălângă-ne! Cascada, tata, cascada, ia uite cascada. Balet. Această combinație între balet și forță brută înseamnă via ferata. Definiția via ferata în varianta mea. Destul de bine asigurată via ferata asta, adică ai multe prize artificiale.
Într-adevăr, prize naturale nu prea sunt. Iar stânca este foarte, foarte alunecoasă, umedă tot timpul. Scări! Am ajuns la niște scări. Scările de la Inelețe. Da, bă, la satul ăla. Aici vine ceva mai dificil. Ia să vedem. Op. Mamă! Cât e până jos, băi băiatule, cât ai scara? Cât ai scara, frate? Scările astea mă duc aminte. M-am copilărit eu la țară și aveau sonde din aia de petrol. Și acolo mă urcam, la 7 ani, mă urcam pe scări de genul ăsta, fără asigurare, fără nimic. Și după aia, ca să fie mai aventuros, coboram pe ancorele sondelor, care se bălângâneau când ajungeam pe la o jumate, făceau un balans așa. Mi-era o frică. Odată a rămas înțepăinte acolo, dar mi-am dat seama că n-aș fi să mă salveze. Dacă aflau părinții, îmi luam și bătaie. Până veneau ei, nici n-aveau cum să afle. Erau la servici. Eram singur pe acolo, nu știa nici dracu de mine. Mi-a plăcut mult. Asta a fost primul sport extrem pe care l-am practicat. Am coborât 3 scări, 3 sau 4 până acum. Și mai am încă 2 și niște scoabe. Ce spectaculos! Mai zici ceva la 3 spectatori? Imaginile vorbesc de la sine, clar, întotdeauna. Da, deci avem 2 ore. Până aici ar mai trebui să mai fie o oră. Dar sper că i-am dat noi tare și nu mai facem încă o oră. Ce mai e asta? Pot vietnamez și ăsta. Mamă, pe facem aici o baie, mă. Ia uite, ce frumos era. Se bălângâne cam mult, vezi? Piesa de rezistență, ultima etapă înainte de cabine, telecabine acolo. E podul. Pod nepalez. Pod nepalez. Se pregătește pentru execuție Cristina. Paf, s-a agățat. Paf, se pregătește. Paf, a făcut pasul. Și am plecat. Impresii de la Cristina Chițu în direct. Ia. Ce se întâmplă, doamnă? Aștept să mai e un băiat în față și bălângă-ne podul. Uite cum fac. Bălângă-ne podul. Bă, nu mai bălângăni! Mam! Deci să bălângăne foarte tare chestia asta. Faza e că pe partea asta n-ai de ce să te ții. Și când începe să se bălângăne ăsta, o să fie nasol.
Se mișcă tare asta. Oh my god. Partea bună e că de la aproape de jumătate poți să te ții de chestiile astea laterale și e mai ok. Se pregătește și Victor să vină. Trebuie să mă țin tare aici că... Se pregătește Victor Ungureanu să-și ia zborul, doamnelor și domnilor. Aolo, trebuie să mă asigur. Mama mea! Vezi ce n-aș pe acolo că nu poți să te ții? Băi, băiatule! E mandat meu, dar... Mamă, dacă mă uit în jos... Mă ia vertigul, mă ia amețeala, mă ia palpitația. Asta e piesă de rezistență. Și ne pupăm aici, la mijloc. Vezi că aici e mișto că poți să te ții de astea, că acolo a fost horror la început. Da. Mamă, mamă. Dar nu trebuie să ne fie frică, că avem căști, nu? Da, da, da. Mulțumim sponsorului pentru căști. Da, a fost... Să picăm de aici ne ajută, sigur. Nu, a fost prima sponsorizare, Vasile. A fost prima sponsorizare noastră. Și nu ne-a venit să credem. Așa putem să avem și noi căști astea de ultimă generație, cu care arătăm și noi bine. Ce ziceți de traseul ăsta? Mamă, uite că ne-am oprit aici la o țigară, la o cafea. Ia uite, tati, ce aici. Păleu, mamă. Urmăriți aici o activitate foarte periculoasă. Hai de urmă. Pentru că nu vreau să se... Am fost pentru câteva secunde neasigurat, doamnelor și domnilor. Cea mai tare senzație la o Via Ferrata, nici la Loen, în Norvegia, n-am avut emoțiile astea. Am terminat și podul. Ce senzație ne-a dat podul ăsta? Mai ales prima și ultima parte, că nu mai ajungi să te ții cu ambele mâini. E făcut și... special să bălângăne. Da, se mișcă și Edith Ihou sub tine și e peisajul ăsta care te intimidează așa cumva. Mi s-a dus toată energia. Am terminat. Am făcut 3 ore, cu tocul filmat, așa scria și pe marcaje, că 3 ore, cred că pe drum. Da. Am ajuns la stația de la Grimmelwald și o să mergem, sperăm noi 30 de minute pe jos. Nu știu, vedem cât o să facem. Ne recuperăm paravanta. Da. Uite și o căbănuță frumoasă. Peisaj minunat în spate. Nu știu unde am pus cheile de la mașină. Sperăm să fie rucsacul de la paravanta. Și să nu fie în ușă. Uitate. Suntem niște căscați, ce să mai. Cu capul nor, domnule, ce să mai. Ăștia în telecabină puteam fi noi. Dar am economisit 12 euro.
Și urcăm pe jos până la următoarea stație. Mă rog cu peisajul. Și economisim și coborârea. Am tot văzut niște trei picioare de astea piede, uite aveți aici, nu știu dacă se vede, să oprească zăpada și să nu se facă ca avalanșă să coboare la vale, peste satele din vale. Da. Uitați triunghiul de care vă vorbeam și extra au plantat și brazi lângă ele, ca în timp brazii ăștia să le ia locul. Miurembach! Uitați și o populație locală, hello! Hop! Îl distrează oamenii. Și din vorbă în vorbă, intrăm în Miuren, m-am uitat la ceas, avem 20 la oră, nu depășim viteza. E un traseu frumos de făcut ăsta, dacă veniți în, dacă veniți în zonă și nu faceți via ferata, nu zburați. Am văzut și niște capre negre mai devreme, dar erau închise așa. În curte, cumva. Cred că l-am proprietărit pe om, a tras gar și a rămas caprele acolo. Și le-a zis, bă, vreți mâncare și le-am lăsat la libertate. Și a zis, bine, ok. Asta e viața oamenilor în ziua de azi. Da, renunța la libertate pentru confort. Pentru comoditate. We are just coming from the Via Ferrata. It was super. Hello. About 10 minutes. 10 minutes what? Walking, yeah. You are cheap. Thank you. You have tandem? Tandem. You wait for a client, huh? Yeah. Mergem să ne recuperăm rucsacul de parapantă pe care l-am lăsat aici la o doamnă drăguță și să vedem dacă găsim cheile. Hello. You know we had a big country festival just yeah? The last weekend, yeah, in Interlaken. Wow. And I do line dancing for 12 years. Oh, nice. Now it's a good song. Yeah, I saw you. You are good at this. Very good. This is for her and this is for me. Did you have a good time on the Via Ferrata? Yeah, it's so beautiful, yeah. Oh, good. We liked it. Thank you so much for the equipment. Cheile, unde le căutăm? Acolo. Aici nu sunt. Bă, ești prost. A, ba da. Bă, lasă bă. Hai că le-am găsit. Aici e un punct de întâlnire pentru clienți care zboară cu parapanta. Să dorme la greu aici. Ce zici, baby, ți-ar plăcea mașina asta? E Subaru. Subaru? Subaru vagon, da. Ia uite, nu știam că există. Și înaltă și poți să dormi în spate și are și mamă ce trapă are sus, vezi? Da, chiar simpatică. Mamă, Subaru vagon. Ia uite ce față are. Ia uite.
Azi cum a fost aici la Latul Brunel? Wow! Mi-a fost un pic frică, n-am de ce să zic. Ai repede să trezești și noi. Mi-a plăcut inima. Fugi. Stai cum lasă. Ne-a ieșit planul, am aterizat bine lângă telecabină. A fost un zbor superb, am făcut și termică, am făcut și viraje, am zburat și pe lângă cascadă, a fost superb, superb. Cu o singură urcare am făcut și via ferata și am și zburat, astfel economisind coborârea. Asta ne-a costat 22 de euro amândoi. Și o să ne mai coste 11 euro parcarea, pe care apropo, dacă veneam azi de dimineață și plecam acum, ne costa în jur de 7 euro. Ei bine, noi am parcat aseară și între 12 și 24 de ore te costă 11 euro. Deci noi am și dormit, în banii ăștia am și parcat mașina. Cumva am câștigat și pe partea asta. Dar a fost minunat azi, și via ferata, și zborul, și atmosfera în sine de aici, de pe vale.